Așa este, Doamne. Nu suntem vrednici să venim în fața Ta. Ce distanță este între noi și Tine, Doamne? Noi, făpturi de țărână, păcătoși și întinați, plini de întuneric, și Tu, Dumnezeul cel veșnic, prea curat și prea sfânt. Așa este, Doamne. Dar unde într-altă parte să alergăm? Dar la cine altcineva să mergem? Zicem într-o rugăciune, dinainte de primirea Sfintei Împărtășanii, facerea Sfântului Ioan Gură de Aur. Nu sunt vrednic, Stăpâne, Doamne, ca să intri sub acoperământul sufletului meu. Dar de vreme ce Tu, ca un iubitor de oameni, vrei să locuiești întru mine, îndrăznind, mă apropii, cu îndrăzneală sfântă și cu sfială sfântă. Mulți dintre cei care sunteți astăzi la această sfântă și dumnezeiască liturghie, absolvenți ai Facultății de Teologie, secția pastorală, veți ajunge cu ajutorul lui Dumnezeu să fiți slujitori ai Sfântului Altar. Cum vă veți apropia de Domnul? Cum îi veți sluji Domnului? Cum veți răspunde acestei chemări a Domnului de a sta unde? Alături de El. De El care vă va înveșmânta în veșmânt de lumină peste trup și suflet de țărână. De El care vă va cinsti până într-acolo încât pe niciun înger nu l-a cinstit, că așa zicea undeva dumnezeiescul Ioan Hristostom, că dacă m-aș întâlni deodată cu un înger și un preot, întâi aș săruta mâna preotului și apoi l-aș saluta, i-aș face o închinăciune îngerului. Cum mă apropii eu, ca preot, ca arhiereu, ca diacon, de Sfânta și Dumnezeiasca Masă? Cum o fac? În Vechiul Legământ ne aducem aminte că cineva Uza cu numele, în casa căruia, în casa tatălui său Aminadav, a stat chivotul legii după ce a fost recuperat de la filisteni, acest Uza la un moment dat a vrut să sprijine chivotul care era tras pe un car și se dorea a fi dus într-un loc mai de cinste decât în casa unui om. A vrut doar să sprijine. Și zice cartea Doi Regi că Dumnezeu l-a pedepsit pentru îndrăzneala lui și a căzut ca mort atunci. Oare numai pentru faptul că a vrut să facă un lucru bun și să nu cadă chivotul din car, l-a pedepsit Dumnezeu? Pe filisteni de ce nu i-a pedepsit? Că și ei au pus mâna pe chivot. Și părinții bisericii ne spun că acest Uza a dobândit o prea mare familiaritate cu cele sfinte, o îndrăzneală semeață față de Dumnezeu care se odihnea deasupra chivotului. Și această îndrăzneală semeață a fost pedepsită de către Dumnezeu. Dumneavoastră nu veți ține în mână și nu veți atinge un chivot. O facere de mâini omenești. Și dumneavoastră, ca și noi acum, veți ține în palme de lut trup de Dumnezeu. O, ferească-ne Dumnezeu de acel moment în care vom sta nepăsători ca Uza în fața dumnezeiescului jertfelnic. Întunecate clipe vor fi acelea în care, fără nicio sfială, într-o ducere de val și mânați de rutină devastatoare, ne vom face slujirea în biserică și în afara ei. Dar de la femeia aceasta,
care s-a atins de Domnul Hristos cu îndrăzneală și sfială, cu credință și cu frică, învățăm și noi cum să ne apropiem de Dumnezeu. Cum răspundem chemării Domnului? Cum îi slujim lui Dumnezeu? Cum stăm în fața lui Dumnezeu? Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste ne apropiem. Cu frică de Dumnezeu pentru că păcătoși suntem. Cu credință în mila și în iubirea Lui. Și cu dragoste de Dumnezeu. Cu dragoste încurajatoare. Cu dragoste însuflețitoare. Cu dragoste dătătoare de nădejde și de putere în slujirea care ne stă înainte. Amin.